povestesc despre acest moment, dar ce pot să spun este că a fost un moment important. La 4-4 când am luat game-ul și după aceea am avut, cred că, o putere în plus mentală ca să iau game-ul și să termin meciul. A fost foarte important faptul că n-am cedat pe parcursul meciului niciun punct, nici ea nu a cedat și de aceea nivelul jocului a fost foarte înalt și, după părerea mea, am jucat și eu la un nivel foarte, foarte ridicat. Și mai întreba, care este lucrul pe care nu-l vedem noi din tribună sau de la televizor și l-ai simțit un teren astfel, dacă ar fi să alegi un lucru? Nu știu, poate emoția turneului, emoția momentului. Sunt lucruri pe care nu pot să le exprim prea mult ca jucător, le simți pe teren, dar e greu să începi să dezvolți subiectul acesta. Ce contează este că am avut o stare frumoasă, am jucat bine și că meciul s-a terminat în favoarea mea. Promiți să ne zâmbești după final? Da, cu siguranță, indiferent de rezultat. Simona, cu emoțiile stăm mai bine, pentru că inclusiv noi, cei prezenți aici și publicul, parcă este... are mai puține emoții decât în alții. Ai reușit să ne transmiți și nouă o stare de liniște. Da, sunt destul de liniștită și încerc să rămân încrezătoare, să rămân concentrată pe ceea ce am de făcut pentru sâmbătă. Martina Navratilova, pe care am interogat-o ieri, am întrebat-o despre tine, a spus că cu siguranță este absolut convinsă că vei câștiga pentru că ai învățat lecția de anul trecut și acum te vei duce să iei acest trofeu. Sper să fie așa cum spune, este o mare jucătoare și cu experiența ei poate așa va fi. Vom vedea sâmbătă.